Pe șantierul Catedralei Mântuirii Neamului, în prezent, se lucrează intens pe toate fronturile de lucru. Datorită programului în trei schimburi, s-au făcut progrese importante, mai ales între cotele 18 și 27. În momentul de față, constructorul lucrează cu circa 330 de oameni, plus cadrele de conducere, care, v-am spus, sunt în circa 25 de persoane, ingineri și tehnicieni. Între cotele 9 și 18 s-a finalizat turnarea plăcii de la cota plus 14 în exteriorul altarului. Constructorul pregătește să toarne și ultima porțiune de circa 3 metri de la peretele exterior altarului. Între cotele 18 și 27, cum v-am relatat săptămânile trecute, s-a încheiat până inclusiv în zona absidelor montajul armăturii rigide. Din spate se vine cu montajul armăturii flexibile, cu montajul cărămizilor în pereții exterior și interior și cu turnarea betonului. Până la sfârșitul săptămânii viitoare sperăm să se finalizeze complet placa de la cota plus 18, urmând ca astăzi și săptămâna viitoare să se toarne ultimele bucăți de placă. Începând din vestul catedralei, urmează să pregătim cofrajul pentru plăcile de la cota plus 27. Detalii despre etapele construirii lăcașului de cult, despre arhitectură, dar și despre simbolistică puteți afla consultând site-ul catedralaneamului.ro. Tot de pe această platformă online, aflați și cum puteți contribui la edificarea Catedralei Mântuirii Neamului. De asemenea, un afiș informativ există în toate locașurile ortodoxe românești.